Legate, fiindcă investiția este suportată de stat, în totalitate, de la bugetul de stat, ușor de exploatat și extrem de utilă. Ceea ce nu știe multă lume, că această instalație solară poate fi folosită și la temperaturi sub 0 grade Celsius. Și o să vă prezint afară tot ceea ce înseamnă condiții de amplasare și condiții de finanțare, bineînțeles, acestor tipuri de instalații, eficiența lor și recomand absolut la toată lumea. Se pot folosi foarte bine și în mediul rural și în mediul urban aceste tipuri de instalații. Iată că e o gospodărie mare care în exclusivitate folosește apa caldă produsă de energia solară. Deja am depus anul trecut în septembrie, cred, și în aprilie am primit aprobare. A fost o afacere bună? S-au redus costurile? Nu pot spun că a fost bună, a fost excepțională. Deci costurile, practic, s-au redus 90-95%. Deci dacă am primit subvenția de 6.000 de lei, ne-a costat în jur de 6.500 maxim. În condițiile în care am avut panouri de solare undeva mai departe față de unde folosim apa caldă. Montată este în luna aprilie, începând din luna aprilie, deci nu am mai avut nevoie de altă sursă de energie pentru apa caldă. În lunile de vară, iunie, cum suntem acum, 5 persoane, folosit din apa caldă 5 persoane, deci avem la peste 60-70 de grade. Toată ziua? Deci nu. Anul trecut nu am fost printre fruntași, ceea ce nu se poate spune în această sesiune de depunere. Deci, concret, anul trecut am avut la începutul sesiunii, deci care a început la 1 iunie, 37 de miliarde, numai că până la sfârșit, în luna februarie, anul acesta, când s-a cheiat prima sesiune, am rămas cu circa 26 de miliarde, pentru că acesta a fost tradus numărul real de dosare sau de solicitări pentru acest program. Spre deosebire de prima sesiune, în acest caz, deci cu 1 iulie anul acesta, deci mai puțin de o săptămână, pentru că sâmbătă și duminică nu s-au înregistrat dosare, avem deja 230 de dosare din circa 500, pentru că avem 33 de miliarde alocate. Deci alocarea s-a făcut în funcție de numărul populației județului respectiv. Și sperăm ca prin numărul de solicitări care va fi să suplimentăm suma aceasta alocată. Și zic eu că principala cauză anul trecut a fost lipsa informației corecte, în sensul că cei din mediul rural nu au avut siguranța că le pot folosi aceste panouri, pentru că majoritatea știau că trebuie să ai o centrală în această rurală sau de apartament. Ceea ce, în realitate, nu este așa. Deci ați văzut că domnul prefect a subliniat și aici este unul dintre exemple unde se poate folosi rezervorul respectiv, care poate fi de 200 sau de 300 de litri, depinde de cât mai de familie folosesc această centrală, de rezervorul poate fi înlocuit de un boiler electric, care practic nu face altceva decât suplimentează pe perioada când temperaturile sunt scăzute. Și menționez în mod deosebit faptul că mă refer la lunile noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie. Restul lunilor este suficient utilizarea panourilor, care asigură ridicarea temperaturii până la un minim de 40 de grade, bineînțeles în timpul verii ajunge și la maximum de aproape 100 de grade Celsius. Ce trebuie spus? Faptul că trebuie verificate, sunt multe firme care instalează astfel de panouri. Oamenii trebuie să știe să întrebe, este bine să aleagă, dânsii hotărăsc dacă vor sistemul clasic, deci care este cu tuburi cu antigel sau varianta cu tuburi vidate, care de regulă este de dorit în regiuni cu mai puțin soare, deci nu prea e nevoie la noi de sisteme sofisticate. Și bineînțeles, ce trebuie să aibă în vedere sistemul de protecție, deci la temperaturi ridicate, care presupune și presiune ridicată, și care asigură
exploatarea în siguranța sistemului, chiar și pe temperaturile cele mai ridicate și mai ales atunci când nu suntem acasă și deci automat în ziua respectivă nu se va folosi apa din rezervor. Deci aceste lucruri este bine să le solicite ca informații, nu numai la Agenția de Mediu, ci și la firmele care instalează aceste sisteme. Este bine să facă comparații între părerile celor considerați specialiști care montează astfel de sisteme și eventual să și meargă să vadă și să stea de vorbă cu cei care beneficiază deja, pentru că eu zic că acelea sunt informațiile reale de care avem nevoie cu toții pentru a alege ce este mai bun. Cu atât mai mult cu cât în suma alocată de administrația fondului de mediu, în cazul panourilor solare, există șansa să fie inclus tot, nu numai TVA-ul, ci și montajul, conducte și tot ce este nevoie pentru a funcționa în bunăstare. Pentru celelalte variante, deci au de ales între panouri, centrale pe peleți și pompe de căldură, acolo situația este puțin diferită, în sensul că dacă centrala pe peleți este foarte bună, în special în mediul rural, deci peleții sunt acele presaje care se fac nu numai de rumeguri, ci de resturi vegetale, lemnoase, orice deșeu cu putere calorică ridicată care se poate presa și care asigură o ardere mult mai economică, deci este cam 25% din prețul față de gazul natural și care prin funcționare asigură siguranță 100% față de centrale și față de mai ales de sobele clasice, unde știm că s-au întâmplat foarte multe accidente. Acolo este bine de știut faptul că deci se merge pe asigurarea confortului termic interior și nu pe apă caldă. Cel de-al treilea sistem, respectiv pompele de căldură, pentru care se alocă o sumă mai mare, este vorba de 80 de milioane vechi sau 8.000 lei. Suma este mai mare alocată pentru că și investiția este mult, mult mai mare. Este vorba de posibilitatea de amplasare pe verticală, dar acest lucru presupune o adâncime de 5 sau 100 de metri. Sau se poate merge și pe orizontală la circa 1,5-2 maxima adâncime, dar asta presupune să ai o suprafață de teren cel puțin egală cu suprafața imobilului pe care vrei să-l încălzești, pentru că vorbim din nou de confort termic și nu de apă. Încălzire cu energie solară sunt cele mai eficiente în zona noastră, fiindcă, cum spuneam, avem un număr mare de zile cu soare, un număr mare de ore de strălucire a soarelui într-un an, aproximativ 2000 de ore, aproximativ 310 zile, 320 zile soare pe an. Și ce vreau să vă spun, trebuie mare atenție atunci când se instalează, să instalăm toate aceste dispozitive de captare a energiei solare pe direcția nord-sud. În felul acesta reușim să prelungim durata de strălucire a soarelui, durata utilă de strălucire a soarelui, astfel încât să o exploatăm cât mai multă lumină. Și atunci când temperatura este sub 0 grade Celsius. Și după cum vedeți, nu a trebuit să fie finalizată construcția ca să se poată demara acest program și să poată accesa fondurile pentru instalația cu energie solară. Aceste proiecte se pot accesa numai în baza autorizației de construcție, e suficient. Este, v-am spus, cel mai ușor de accesat program, proiect. Condițiile sunt extrem de avantajoase și acoperă integral costurile până la 6.000 de lei, am spus, pentru instalațiile de cu energie solară, până la 1.000 de lei pentru pompele de căldură și până la 6.000 de lei iarăși pentru instalațiile care folosesc încălzirea cu peleți, vegetale, forestiere, chimice și recomand la totul genit. Folosiți, fraților, așa ceva. Luați acești bani care sunt dați de Guvernul României, fiindcă este util în orice gospodărie, și în mediul rural, și în mediul urban, putem să folosim o astfel de instalație. Mi se pare cu totul și cu totul anormal să poți să o folosești și să nu utilizezi acești bani. Haideți că ceilalți din toată țara au folosit mult mai mult decât noi aceste programe, în prima etapă care a fost finalizată, iar acum vreau să fim și noi fruntași la așa. Este poate cea mai importantă și cea mai
necesară întrebare în același timp, pentru că toate trei sistemele sunt susținute de administrația Fondului de Mediu, tocmai în ideea de înlocuire a sistemelor clasice, chiar dacă este înlocuire parțială, cu energii regenerabile. Adică în cazul panourilor solare impactul este zero, pentru că folosim lumina, deci nu căldura, lumina, deci radiația luminoasă și atât. În interior este vorba de o soluție pe bază de antigel care nu se evacuează decât după un anumit timp și care necesită înlocuire. Restul sistemului este pe baza schimbului de căldură cu apa menajeră pe care vrem să o încălzim, deci asta în cazul panourilor solare. Varianta cealaltă cu pompă de căldură, deci acolo folosim numai apa și diferența de căldură, sau mai bine zis căldura pe care noi asigură straturile de adâncime din interiorul pământului, numai apă și atât, deci acolo chiar poluare ca și la panouri este zero. În cazul centralelor PFD, în afară de faptul că reducem foarte mult consumul și este foarte eficientă din punct de vedere al încălzirii, pe lângă faptul că folosim peleți care nu sunt altceva decât deșeuri de lemn sub diferite forme, inclusiv rumeguș, și acolo emisiile sunt foarte mult scăzute din cauza faptului că lemnul este foarte mărunțit și asigură ardere 100%, în sensul că se merge strict pe formare de CO2 și nu monoxid de carbon, care numai că este un problemă pentru mediu, ci și pentru faptul că creează o serie de probleme, și de aceea am ținut să menționez faptul că nu sunt probleme legate de funcționare sau sunt mult mai sigure, pentru că accidentele care s-au întâmplat de la sobe sau de la centrale este datorat acelui monoxid de carbon care se formează prin ardere incompletă și care s-a soldat de foarte multe ori cu moartea celor din interiorul locuinței. La ce dată pot accesa adogenii aceste fonduri? Deci dată limită de depunere nu există. Data este asigurată de utilizarea sumei alocate, sumă care în acest caz este de 33 de miliarde pentru tot județul Dolj, dar care noi sperăm că prin consumarea rapidă să fie suplimentată, așa cum s-a întâmplat anul trecut în alte județe. Deci până astăzi sunt în jur de 230 de dosare. Intenționăm să accesez, nu neapărat să accesez, intenționăm să montez sistemul Casa Verde văzând în afară cât de bine sunt și cât de funcționale sunt, auzind anul trecut de acest sistem, având toate documentele de la casă, am accesat programul cu autorizația de construcție, în două zile au fost actele depuse, iar apoi montajul a durat ceva timp la momentul aprobarea. În momentul aprobării a fost montat în două săptămâni și acum tot ce înseamnă apă caldă nu mai avem nicio problemă. Fiind casa în construcție, lucrurile nu e toată finalizată, partea de la parter avem tras apa. Urmează pe programul ăsta, de a doua sesiune, să aplicăm și pentru centrala de peleți.